Am onoarea să vă salut, dragi prieteni, sunt Cristian Român și vă invit la o nouă călătorie la bordul mașinii timpului. Suntem în vacanță, astăzi mi-am propus să abordez mai degrabă oarece subiecte care țin mai degrabă de inima mea. Niște subiecte care mie îmi trezesc anumite sentimente pe care am să încerc să le descriu. Nu sunt un bun scriitor, nu sunt un bun poet ca să pot să zugrăvesc foarte bine ceea ce vreau să vă spun în această emisiune, dar cred că imaginile vă vor convinge. Pentru că în această emisiune vreau să vă vorbesc despre un sport. Un sport extraordinar, un sport care poartă numele de parașutism. Cred că v-am mai spus cu alte ocazii. Eu însumi am practicat preț de vreo 10 ani parașutism, încă din liceu până am terminat facultatea și vă rog să mă credeți. Senzația pe care ți-o dă căderea liberă, momentele acelea în care ai parașuta închisă și cobori repede către pământ, chiar că nu poate fi descrisă. Ai senzația pur și simplu că plutești în aer, parcă ești în imponderabilitate. Doar vântul care șuieră pe la urechi îți aduce aminte că, de fapt, cazi. Este o senzație care, repet, nu poate fi descrisă în cuvinte. Dar acele momente în care ești în cădere liberă, aproape că te fac să cuprinzi viața unui întreg om în numai câteva secunde. Se întâmplă că gândurile capătă alte contururi și se desfășoară pe un alt plan. Nu vreau să intru în zona metafizică a lucrurilor, dar vă spun, este extraordinar. Am aici o imagine, doi parașutiști care părăsesc avionul, iată, este un adevărat zbor, este mai mult decât un sport, este o metodă de a-ți crea bucuria. Iată aici prinderi de mai mulți parașutiști. Sunt manevre pe care le poți executa în timp ce cazi, astfel încât să poți crea formații foarte mari. Dar vedeți dumneavoastră, nu ajunge această senzație. Omul are nevoie, în ceea ce privește zborul, să-și prelungească cumva senzația de zbor, să-și prelungească cumva bucuria zborului. Din acest motiv a apărut ideea de costum special, de costum aripă. Dintr-o dată, cu un asemenea costum, aproape că poți zbura. În cădere liberă, viteza de coborâre ajunge undeva pe la 200-220 de km pe oră. Cu asemenea aripi, care sunt din pânză, nu au nimic deosebit în ele, viteza de cădere liberă poate să scadă până la 40 de kilometri. Și pentru fiecare metru coborât, înaintezi 2 metri. Practic, poți să sari din avion, eu știu, la 4.000 de metri înălțime și să te deplasezi pe orizontală 6 kilometri. Așa că este o senzație extraordinară. N-am încercat-o, dar încerc să mi-o imaginez. Iată aici alți doi îndreptându-se spre pământ, zburând cu aceste costume aripă, cam așa s-ar traduce wingsuit numele lor. Se fac și salturi de la joasă înălțime cu asemenea costume. Nu prea sunt adeptul, nu prea îmi place ideea de base jumping, de salturi de la joasă înălțime, salturile acelea de pe stânci, de pe zgârie nori, pentru că trebuie să rămână totuși bucuria zborului. Dar haideți să vedem ce se întâmplă. Cum este un asemenea zbor în filmulețul care urmează?
Ce părere aveți? Sunt convins că un asemenea zbor, căci eu cred că în acest caz chiar putem să ne apropiem mai degrabă de zborul păsărilor, îți oferă o stare de spirit extraordinară. Nu știu dacă la noi în țară practic dintre parașutiștii noștri cineva această variantă de zbor liber, dar trebuie să recunosc că imaginea pe care le-am văzut acum pentru a nu știu câta oară rămân în continuare imagini impresionante. Deci, este o dorință, cred că născută în om, cred că este o dorință care ține cumva de vreo genă care există în ADN-ul nostru, aceasta care ne îndeamnă să zburăm. În fond, dacă stăm să ne gândim, am realizat aparate de zbor foarte perfecționate. Avem avioane care pot transporta 800 de pasageri, avem avioane care pot să zboare cu viteze mai mari decât viteza unui glonte. Și totuși, parcă tot timpul încercăm să ne căutăm, să căutăm zona aceasta a zborului pur, a zborului, zborului zbor, nu un zbor din acesta tehnologic dominat de tot soiul de echipamente care reprezintă vârfurile tehnologiei oamenilor care trăiesc pe această planetă. Tot despre un personaj, iarăși îl încadrez în categoria personajelor Jules Verniene, pentru că cel despre care vom vorbi în continuare reprezintă cumva personajul tipic al lui Jules Verne, omul care este îndrăgostit de tehnologie și care tehnologia încearcă să o transforme într-o realitate interesantă, într-o realitate frumoasă. Este vorba despre Yves Rossi, este elvețian născut în 1959. Acesta este personajul, iată-l. El a fost pilot militar, apoi comandant de avion de pasageri, pilot comandant, mai bine zis, îndrăgostit omul acesta de zbor. Și pentru ca pasiunea lui să capete un contur mai frumos, a inventat ceva. Iată ce a inventat. A inventat o aripă. O aripă care este echipată cu patru motoare cu reacție. Fiecare dintre ele are o tracțiune de 22 de kilograme forță. Motoarele ca atare, care le vedeți acolo dumneavoastră sub aripă, și haideți să vedem și un mic detaliu, iată-l cum arată, sunt de tipul JetCat P200. De fapt, ele au fost proiectate inițial pentru alte aplicații, pentru a echipa aeromodele sau avioane foarte, foarte mici. Dar el s-a gândit că ar putea să-și realizeze o aripă, o aripă din fibra de carbon, bineînțeles, este materialul minune al zilelor noastre, o aripă pe care a echipat-o cu aceste motoare. El astfel poate să atingă viteze, iată-l acum cum părăsește avionul, este exact momentul în care părăsește avionul, este un moment important, o să vorbim imediat despre el. El poate să atingă o viteză orizontală de 200 de km pe oră, poate să urce, poate să coboare, are autonomie de zbor de 10 minute. O autonomie de zbor suficient de mare ca să-i permită lui, în septembrie 2008, să facă ce? Să facă ce făcuse Blériot la începutul secolului trecut, respectiv să traverseze canalul Mânecii. Am aici câteva poze din timpul traversării, din păcate nu am filmul ca atare, dar National Geographic, canalul National Geographic, a transmis în direct acest eveniment. Un om zburând peste canalul Mânecii, un parașutist traversând canalul Mânecii. Acestea sunt imagini din timpul zborului cu pricina și aici este deschiderea parașutei în momentul în care a ajuns pe țărmul celălalt al canalului Mânecii, respectiv în Marea Britanie.
Aș vrea să vă vorbesc eu, dar poate cu altă ocazie, poate într-o altă vacanță, și despre acest tip de parașută, parașută aripă, care a reprezentat pentru parașutiști o adevărată revoluție. Până la realizarea acestui tip de parașută, practic coborârea ta spre pământ, sub cupola parașutei, era la discreția vântului. Puteai. Existau sisteme, existau niște fante practicate în cupola parașutei care îți permiteau să înaintezi cu 5 metri pe secundă. Dar depindeai de vânt. Dacă vântul bătea dintr-o direcție nepotrivită, nu era chiar foarte bine. Dar s-au obținut recorduri mondiale de aterizare la punct fix, chiar și cu acele tipuri de parașute. E bine, o asemenea parașută are viteza de înaintare. De fapt, nici n-aș mai putea să-i spun că e parașută. Este o aripă textilă, să zic așa. Viteza de înaintare este de circa 12 metri pe secundă, o viteză mare, asta este viteza maximă, iar viteza de coborâre este de numai 2 metri jumătate pe secundă, spre deosebire de parașutele acelea rotunde, de dinaintea ei, care coborau cu circa 5 metri pe secundă. Și aveau probleme mari parașutele acelea, șoc mare la deschidere, după o perioadă în care făceai mai multe salturi, automat trebuia să duci să te maseze cineva, erau probleme, dureri de spate, frumoase dureri de spate. Și în același timp și la aterizare existau probleme, dacă nu erai atent, îți cam îndoiai prea mult oasele și era nevoie să fie puse respectivele oase în gips.